permiteți-mi să vă adresez câteva cuvinte în debutul acestei conferințe. Domnule președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, doamnă vicepreședinte a Curții Supreme din Slovenia și membru al biroului Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, domnule președinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România, doamnă director, gazda noastră de astăzi, a Institutului Național al Magistraturii, distinși invitați. Această frumoasă zi de septembrie ne oferă prilejul să fim împreună, judecători, procurori, avocați, pentru a începe un nou an judiciar în care mai mult ca oricând avem nevoie de unitate, recunoștință pentru ceea ce am dobândit și generozitate pentru cei care pășesc în marea familie a justiției. Mărturisesc că acum, la acest moment, clădim cu adevărat o altfel de justiție, pentru că dialogul interprofesional deschis între judecători și avocați, din perspectivă europeană, fundamentată pe recomandările avizului numărul 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, a reprezentat o realitate posibilă și necesară. Totodată, deschidem astăzi o altă perspectivă a comunicării interprofesionale, bazată și pe recomandările avizului numărul 12 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, privind relațiile dintre judecători și procurori, așa încât ne propunem să creăm o nouă abordare a dialogului interinstituțional prin crearea unei punți între judecători, procurori și avocați. Este firesc să procedăm astfel, prin înlăturarea barierelor pe care de foarte multe ori le construim artificial, alimentate de prejudecăți sau de judecăți de valoare. Justiția pe care o consolidăm astăzi în România are nevoie de încredere, care se dobândește numai prin deschiderea către profesii pentru a putea evidenția justițiabilului beneficiile unei altfel de justiții. Desigur că noutatea legislativă a condus la raportări la tezaurul doctrinar și jurisprudențial, având drept consecință constatarea neconstituționalității unor norme sau la interpretarea celor noi într-o manieră diferită de către instanța supremă, aspecte ce au fost evidențiate de deciziile pronunțate de cele două jurisdicții. În spațiul public judiciar au existat și vor mai exista controverse, fără îndoială, asupra modului de interpretare a unor prevederi, însă toate sunt firești, întrucât judecăm într-o nouă paradigmă de gândire. Cultura juridică actuală se clădește complex, pornind de la noutățile legislative, care ne obligă să abdicăm de la vechile clișee, pentru că legiuitorul a dorit o reală schimbare prin norme, instituții și mentalități. Rapiditatea asimilării noutăților face posibilă desprinderea de vechile abordări, însă nu prin anularea a ceea ce am clădit, ci prin valorificarea concluziilor atât de valoroase ale doctrinei și jurisprudenței care ne-a permis acum această modificare. Tocmai că această schimbare ne îndeamnă să lucrăm împreună, judecători, procurori și avocați, în mod complementar, potrivit atribuțiilor specifice, e necesar să încurajăm cooperarea ca principiu fundamental, bazat pe bune practici,
respectiv modalități care să faciliteze comunicarea prin oferirea datelor, informațiilor, apărărilor, jurisprudenței, care să permită judecătorului să aleagă soluția în litera, dar și în spiritul ei. Noile instituții apar complexe, deși nu întotdeauna este așa, însă noi putem simplifica aplicarea lor prin bune practici, ceea ce înseamnă deschiderea comunicării interinstituționale, eliminarea modurilor birocratice bazate pe multe înscrisuri și nu pe încrederea în alegerea unor modalități moderne, folosirea, de exemplu, a informațiilor online. Tocmai de aceea este necesar să reafirmăm și să aplicăm principiile fundamentale ce guvernează justiția prin adoptarea la acest moment a unui document unic, și anume Carta Interprofesională a Judecătorilor, Procurorilor și Avocaților, pe care în calitatea mea am propus-o Consiliului Superior al Magistraturii, care ieri, în plenul său, a adoptat-o și a consacrat-o ca o formă finală și un document programatic. Necesitatea existenței acestuia este dată de schimbarea profundă și reală a autorității judecătorești. Carta interprofesională este structurată pe 5 domenii, și anume statul de drept și justiția, specificul funcțiilor, etica și deontologia judecătorilor, procurorilor și avocaților români, formarea judecătorilor, procurorilor și avocaților români, dialogul interprofesional continuu între judecătorii, procurorii și avocații români și cooperarea internațională. Acest document este adecvat specificului național, pornind de la realitățile sistemului judiciar român și fundamentelor sale legale, îmbogățit de principiile referitoare la integritate și comunicare în interiorul sistemului și, de asemenea, cu societatea. Este firesc, dragi colegi, ca la 25 de ani de la schimbarea profundă a României, în justiția română, să existe o carte interprofesională care consolidează sistemul judiciar român și pe care o vom semna în mod solemn astăzi, după finalul alocuțiunilor invitațiilor noștri. Vă mulțumesc!